Cel mai mare târg de mașini din oraș e chiar în centru, mai precis în parcarea fostului Hotel Moldova. Acolo e zona cu cel mai mare vad pentru comercianții care își lasă zilnic proprietățile expuse. E locul care nu poate fi vânat de polițiștii locali pentru că e parcare privată. Cea mai scumpă mașină din parcarea fostului Hotel Moldova este acest Mercedes E200, al cărui preț este de 12.500 de euro. Unii se pun în pielea comercianților și înțeleg situația, alții văd asta ca o treabă inestetică pentru municipiu. Nu mă interesează. Poate să-și lese ce care treabă. Nu mi se pare normal. Atâta timp cât există un târg de mașini, nu e corect să vii să le parchezi aici, să le scoți la vânzare. Vânate sunt și parcările publice, printre care și cea din fața stadionului municipal. Comercianții mai apelează la locurile de la marginea trotuarului, chiar dacă e ilegală vânzarea autoturismelor în zona respectivă. Normal nu este corect. Nu este corect. Astea se vând și trebuie vândute numai în locurile parcate special amenajate pentru vânzare de autoturisme, nici de cum în fața stadionelor.